mijlocul nostru la vedere unitate principală, pe Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Borba, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh din București, deopotrivă la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, profesor de Unirii, care va vorbi despre Părintele Constantin Păicescu cu Bogul Cetețe, de la care trece la cele veșnice, pe data de 8 septembrie al lui Curent, s-au împlinit sau au trecut 20 de ani. Părintele Profesor a venit împreună cu cele două fiice ale Părintelui Păicescu, respectiv cu soția din lui, doamna Părinteasă Irina, și cu sora soției, din Anta Părintelui Profesor, care, sigur, le vor provoca și le vor invita, ne dorim acest lucru, să vină să vorbească despre Tatăl lor. Înainte de toate, prima parte a întâlnirii, dați-vă voie să salutăm în mijlocul nostru prezența Domnului Diacon Dan Grădiță, Procurător General al Televiziunii Trinitas, a Patriarhiei Române, care va vorbi despre Mântuitor, prezentând două DVD-uri editate de Televiziunea Trinitas, unul chiar despre mărturisitorii din temnițele comuniste, iar altul despre patriarhul Ierimie de Moie, Justinian Marin. Și totodată va pune secvențe, la dispoziție secvențe din acest dividiu, preț pe vreo 20-25 minute. Și doresc, în același timp, să salutăm prezența mijlocul nostru a echipei Asociația Educașilor Ortodoxe, care ne sunt realmente ca niște frați și cu prieteni și, de fapt, parteneri mediani. Sigur, îi salutăm pe toți ceilalți reprezentanți media care filmează, fotografiază foarte bine. Chiar vorbeam cu Părintele Paroh și am crezut de cum un acord, dar la aceeași convingere că merită a fi arhivate toate aceste întâlniri cu bolnicești, păstrate, postate pe site-ul parohiei, păstrate sub forma lor, audio, video sau foto. Dăm cuvântul în cele ce urmează Părintele Bogdan Grădiță, urmând apoi Părintele Profesor, doamnele Irina și sora dumneavoastră, Iliana. Iar în a doua parte, după cum știți, pe toate aceste evocări și invocări, vă provocăm pe dumneavoastră la un dialog sincer, prin întrebări și răspunsuri adresate tuturor invitaților de autorie. Vă mulțumesc! Mulțumesc că domnul Estebian pentru prezentarea frumoasă. Fiți credincioși să știți că am început o lucrare de doctorat cu o temă care mă preocupa pe mine la acea lume. Și la emisiunea mea de 6 ani, Trinitas TV, mărturii și rugări despre personalități care au contribuit la Fondul Universal al Bisericii Ortodoxe Române. Anul acesta s-a nimerit să cadă pe mine să realizez un documentar și să fac zilnic această emisiune despre mărturisitori sau apărătoria ortodoxă în temuțele comuniste. Și după primul interviu, am zis, dom'le, ce istorie am învățat eu în școala generală și în liceu? Că eu habar n-am avut un an decât doar citind facultate sau de seminar, câteva cărți despre trei care de mândrești sau câteva lucruri, dar foarte puțin. E bine, întâlnindu-mă cu acești bătrâni, că toți majoritatea peste 90 de ani și care nu doar cu lacrimi, dar veți vedea în filmul documentar câtă trăire de fiecare cuvânt pe care am rostesc despre amintirile din spațiul carcerat, mi-am schimbat și tezele de doctorat. În sensul că acum, Părintele Părinții Moldoveanu, trebuie să concluteze mărturisitoare a ortodoxiei în temnițele comuniste în România. Mărturisitoare a ortodoxiei în temnițele comuniste este și DVD-ul.
care îl prezentăm în această seară, este filmul editat de filmul ASTV și oficial, dar el e române, este acești mărturisitori și apărători ai Ortodoxiei. Apărători și mărturisitori care au suferit enorm, au trecut în toate temnițele, din începutul cu anul 1947 și până în 89, au fost mii de oameni, sunt 80.000 de mici penale, cei de la Chimera, dar au trecut mii de oameni printr-o suferință enormă. Și să știți că, deși a fost acuzat Patriarhul Justinian Marin, că el a fost Patriarhul Roșu și a fost împotriva și a fost a colaborat foarte bine cu securitatea și nu a susținut biserica, veți vedea și veți avea o mare surpriză, uitându-vă pe primul documentar Patriarhul Justinian Marin la Biserica sub comunism, să vedeți cum și ce modalități a folosit pe fericitul Părinte Patriarh Justinian, nu numai să ridice biserica și să o scoată din urmă marele probleme în care se afla când el a luat acolo, ci a transformat această sarcină de patriar, deși se spunea Patriarhul Roșu și patriar care era motiva bisericii, motiva preoților și făcea nimic pentru preoții de Dumnezeu. Aici vedeți ce lucruri importante și extraordinare și de pentru om și cum și-a riscat de viața pentru unii preoți care se tăiau și că unele biserici care începeau să fie dărâmate. Și vă spun doar două, trei lucruri. Mă bucur tare mult că avem dintre noi, mai ales pe doamna Curteasă, cel mai mult de profesor, cei care au văzut și știu exact chinul și chinurile prin care familiile de preoți treceau, mai ales în perioada 47-64. În 1964 a fost marele parte de eliberări și după cei care au fost închiși după aceea n-au avut o detenție atât de cumplită ca cei din 47-48. Și aici ne referim la toți oamenii, chiar dacă erau țărani care se opuneau politizării, chiar dacă erau preoți catolici, greco-catolici sau ortodoxi, chiar dacă erau simpli copii sau soții de preoți, ei, să știți că securitățile atunci nu le trebuiau lucruri foarte bine documentate ca să le închidă. Era închis în orice. Și în timpul documentar ne vedea că nu le trebuia mare lucruță închidă. Pur și simplu îți găseau imediat un motiv. Citeai, să zic, nu știu dacă știți, dar erau lecturi interzise. Pe lângă penitenciar, pieră, aiut, soarea legionarilor, în care săraci au ajuns martiri, mucenici, sfinții ai Iubitorului Hristos, care au suferit și au primit suferința, la fel cum a primit și Iubitorul Hristos. Avem oameni, sau au fost oameni care au fost aruncați animale, exact cum se întâmpla în Coloseu. De aceea e un documentar. Ultima frază este aceasta, că mucenicii care au fost martirizați aici se aliniază și șirului de mucenici din primele care creștine. Și aici intră, desigur, toți preoții pe care noi îi evocăm, dintre care și Părintele Muicescu, au fost oameni care și-au asumat crucea până la moarte. Nu era nicio problemă faptul că erau efectiv scoși în societate și arătați cu degetul. Important era să propovăduiești credința Mântuitorului Hristos. Desigur, dar din cauza bătăierilor au fost oameni care au cedat. Unii nici nu au trebuit să fie vorbiți și au cedat. Dar aici vorbim, în general, despre întreaga suferință. Nu poți să știi, mi-a spus domnul Marcel Petrușor Părinte. N-am cum să zicem ceva despre cei care au cedat la Pitești. Când te punea sub torturi, zile întregi, ore întregi, bătut, umilit, electrocutat, schingiuit, n-avea cum să. Sunt copii în sală și nu pot reda niciun documentar, m-am dat. Efectiv, au fost lucruri inimaginabile.
cei care au suferit în martiri, în oameni care, într-adevăr, au răbdat până la sfârșit. Și unii vor spune, da, Părintele, l-am găsit în cărți, că unii au cedat. Păi ăla a fost sfârșitul lor. Atât a putut el omenește să suporte durerea. El a răbdat până la limita suportabilității. Când nu s-a mai putut, nu s-a mai putut acela. Dar el se mântuiește, fiindcă a răbdat până la sfârșit. Și îți vedea Aspazia Ruțelui Petrescu, este una dintre persoanele care a fost aruncată pe rama un șobolan și pune la spate. Șobolanul în mult de foame să-i devoreze, să o roadă pe nasa lui Rei sau Sfânt. Și atunci Îngerul Păzitor îi rostește într-un moment de deznădejde cumplită, ea fiind foarte credincioasă și Evlavii ieșită din comun, îi aduceau carne în care am venit la mare și mânca și răbda, deși era lipită de foame, etc. Iar încerce să strige, Doamne, nu mă lăsa, deși ea deznădejde, cel mai greu păcat deznădejdea și strigă. Și atunci, într-adevăr, este luată de acolo, ea se simte într-o baie de lumină, într-o pace puternică, încearcă ea să descrie acea pace și deodată se trezește, revine în realitatea concretă, când se deschide zăvorul de la celulă, era de frumoasă la bătaie, la închetă. Bătăile erau cumplite. Cea mai groaznică și cea mai grea cultură era bătaia la tele. Aici, în tele, sunt toți nervii de la toate organele. Creierul te durea, avea o durere cumplită, îți săreau mințile de această bătaie. Doamna Aspazia mi-a spus, Părinte, dacă mi s-a mai vedea o dată bătaia la tele, îmi nebuneam, pentru că în momentul în care se prinde pe nervul din ficat, ficatul efectiv plesnește durerea. Când îți vine pe inimă, la fel, toate organele au scurit. Și întâi, vă spune etapele prin care au ajuns să fie mărturisitor și pentru care Patriarhia Biserica îi numește acum și întreaga Biserică Universală, a fost cei patru patriarhi cu preacurgitul Părinte Daniel, au vorbit despre sfințenia acestor mărturisitori. Ei sunt mărturisitori și au trecut prin cinci etape. Scriitorul Florin Ladic le relatează într-un documentar și doar acelea vine amintesc acum și le veți vedea foarte bine spuse. În primul rând, ca și Părintele Voicescu și ceilalți, erau scoși din societate, din incluziunea socială. Erau pur și simplu izolați. Au fost profesori universitari care erau puși să vândă la tarabă sau să vândă la un academicien și puneam să vândă sau să meargă la un liceu obișnuit. După ce le izolau și încercau să-ți facă viața la închin, apoi găseau un mântâi și te închideau. Ei bine, după prima etapă, urmează cea în care încercau să te izoleze, urmează etapa ascetică. În sensul că erai deținut politic, dar după ce se treceai de gardul penitenciarului, deodată te trezeai persecutat religios. Și au fost mii de oameni persecutați, că erau creștini ortodoxi și nu moarte. Și aici, fiindcă n-aveai mâncare, n-aveai voie să dăm un veniu, de asta trezești la cinci sfântători, care erau preoți, care au fost prin tot felul de pe la Salcea, pe la Periprava, la Munci, erau brigada, preoții, brigada H, doar 4 ore îi se dădea voie să doamnă, restul munceau. Și ei trec printr-o asceză impusă. Nu și-au dorit ei să treacă prin treapta aceasta a ascezei, dar era impusă. N-are încotro. După treapta ascetică, urmează cea de-a treia treaptă, în care treapta metanoie, în care singurul lucru, ca să nu-ți are mințele, să nu te sinucizi, singurul lucru era efectiv să faci pe ascuns gestul metanoie. Efectiv să începi să te rogi. Să faci metanie și să te rogi. Se învățau acatistele de rost. Părintele Stăniloae, părintele profesor, n-a învățat Evanghelia Sfântului Ioan, că nu știa câte nu știa Părintele Stăniloae. Dar acolo, în închisoare, a învățat tot pe de rost. Și erau oameni care învățau bucăți mari în
foarte mari de limpsaltire sau tot felul de citate și care dovedește sunt asigură. După etapa metanoică, când efectiv și postai și erai să fii, dar ai văzut, aveai experiențe gândite și începeai să te rogi, ei trec într-o următoarea etapă anastatică, dar nu anastasia înseamnă înviere. Nu înviere ca în Domnul lui Hristos, ci o înviere a lor interioară. Unii a ajuns să vorbească cu Sfinții, unii a ajuns să fie omorâți pentru că erau aprinși în închisoare, că făceau pe ascuns Sfânta Liturghie, erau gardieni buni, gardieni care le aduceau o bucățică de pâine și puțin vin. Și atunci se făcea împărtășană. Această împărtășană era esențială mai mult pentru Cuvânt. Și avem un Cuvânt de la Târgu Ocna care vreau le se arată în mod concret, Maica Domnului. Sfinții Îngeri nu erau ieri am luat cuvânt de domnului academician Ciuceanu, 15 ani de detenție și Radu Ciuceanu, un profesor îmi spunea, și părinte, în momentul în care mi-au dat foc la picioare ca să spun unde e rezistența care m-a mers pe mine și pe munții din care făceam grupul, rotul din care făceam o parte, am simțit în mod concret prezența Îngerului Păzitor care ne-a spus nu, ce da, Dumnezeu este aici cu tine. Și zice, în momentul în care aveam în brațe oameni care mă vreau, simțeam că, într-adevăr, sufletul se ridică. Simțeai că, într-adevăr, moartea e acolo și El își dă Duhul în mâinile lui Hristos. Ei au trecut în această etapă purificatoare anastatică. Ei, efectiv, au înviat în interior. Și apoi, după 90, deși li s-au spus și au fost amenințați să nu spună nimic din ceea ce s-a întâmplat acolo, mai ales cei de la Fidești, care au care, ei mărturisesc, se transformă în păcuii mărturisitoarea credinței și spun și relatează despre oameni sfinți care au fost în cerurile cu ei și care și-au dat viața pentru Mântuitorul Hristos. Acum, ce s-a întâmplat? Da. O să vă dau o bucățică de subiectivul în documentar. Să știți că preoții au fost executați și au fost pe lângă închisori de fier la Aiud, Sighet, au fost închisori de studenți cântești, închisori de copii, la Târgușor, închisori de copii de 8 ani, copii de 9 ani, 10 ani, erau și acolo. Acolo erau copii de regionare, ei îi regăleau tot felul de acolo, în închisoare, și primeam mici bătăițe, mici corecții. Au fost închisori de femei la mistă. Acolo femeile erau duse și au fost momente de teroare, mai ales doamna Spazia, într-o povestea de Crăciun, le-au bătut în fiecare zi. În fiecare zi au scoase femei în fața altor femei la bătaie. Bătaie în fiecare zi. Și atunci îți pui întrebarea care e mecanismul de rezistență, cum să rezisti acolo. Să știți că rugăciunea a fost unul dintre principalele modalități de a rezista. Legătura continuă cu Mântuitorul Hristos. Și eu cred că au suferit de moarte nu doar cei din închisoare, ci și cei care erau copii, soții, îi se confisca tot alerea, tot ce aveau în casă. Soțiile rămâneau 4, 5, 6, 7 copii și de bine de rău, cum părinte spune, de bine de rău, eu acolo mi se dădeau în seama clar, la delica, zice, puneam în seama aia, la aia, puneam oameni salci, mânțișori, ca să avem stomacea. Da, deci, totuși aveam ceva de muncă, dar acasă, copiii au fost zile în care n-au avut. Și erau mereu urmăriți. A fost o perioadă groaznică pe care eu am aflat-o trăind alături de ei și cum am venit să-i urmăr. Plângea operatorul, plângea eu, plângea și cel care îmi povestea cu milințile la care a fost supus. Să știți, liturghiile negre de la Puteș, acea răstignire de la Puteș, nu sunt ușoare și nu fac parte dintr-o istorie în care comunismul ateu, fiara roșie,
pe țara și caută în ei Dumnezeu să se hrănească cu ei. Asta s-a întâmplat. Mai Amina de la Mănăstirea Diaconești îmi spunea, Părintele, eram trădați ca fiar. Nu eram mai mare. Nu eram cu tine la fără. Erai cu ei banii. Tu vei să comporta cu tine la fel ca un animal. Nu știu dacă reușim. Dacă reușim, nu e bine. Dacă nu, e așa. Deci, aici trebuie să dea câteva relații.